Intrarea la guvernare a opoziției determină și în Gorj schimbarea gărzii în instituțiile de concentrate, care se va face, după cum spune liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, imediat după trecerea guvernului Victor Ponta prin Parlament. Chiar mâine, liderii Alianței de la Gorj se vor afla la București pentru a prezenta lista cu propunerile pentru funcțiile de prefect, subprefect și restul de concentratelor premierului desemnat Victor Ponta. Sunt discuții și propuneri care vin din partea membrilor USL, pentru că ăsta este adevărul adevărat. Se solicită nu numai de membrii USL, ci se solicită de toți cetățenii schimbarea în masă de la toate deconcentratele. Deși recunosc că vor înlocui toți pedeliștii din fruntea instituțiilor deconcentrate, totuși spun că nu vor pune neapărat oameni ai Alianței USL. Trebuie să schimbăm conducerile la deconcentrate, să schimbăm cu oameni competenți. Nu neapărat să fie și membrii USL, pot să fie și oameni care n-au avut nimic comun cu viața politică până în momentul de față, dar să fie specialiști. Conducerea USL Gorj nu vrea să divulge numele prefectului și subprefectului. Recunosc doar că vor fi unul de la PSD și altul de la PNL. Persoane nu neapărat foarte cunoscute. Normal că am portat și noi discuții în aceste zile, dar sunt lucruri, nume care nu se pot da, și mi se pare normal că trebuie să facem acest lucru, să nu greșim. Normal că sunt persoane cunoscute, că au trăit și trăiesc în orașul Târgu Jiu, în județul Gorj, sunt oameni credibili, oameni cu pregătire, oameni bine cotați. Voci din PDL Gorj spun că deși era de așteptat să fie schimbați șefii puși de partidul lor, totuși cu siguranță noi veniți fac parte tot din clientela de partid.